doar un minut aș dori să vă rețin atenția. Așa cum odinioară printre credincioși se vânturau tot felul de ușuratici, sunt aceștia care se lăsau târâți de visările lor, îngărindu-și lucrurile și batjocorind dreptătorile, e posibil ca și printre noi astăzi să fie astfel de oameni care trăiesc lăsându-se târâți de poftele lor. În privința aceasta, Apostolul Petru, în 1-a lui Epistolă, capitolul 1, versetul 14, ne îndeamnă ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiinți, ci de-am undeva care existau credincioși care, mai la bătrânețe, deși aveau mulți ani de credință în spate, au avut nesăbuința să se socotească imuni față de păcat și au căzut. Ca oameni credincioși, noi avem datoria să ne păstrăm curați. Păcatul va continua să exercite aceeași putere de atracție asupra noastră și diavolul însuși va continua să ne sfidească chiar și pe patul morții. De aceea trebuie să fim totdeauna gata să ne împotrivim lui tare prin credință. În aceeași epistolă, Apostolul Petru, versetul 15, din același capitol, continuă. Și după cum ceea ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și eu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.